ce am răspuns la un an, doi, după ce deschisesem Godot, la întrebare cu ce aduce Godot, am spus că, indiferent de ce, ar putea spune unii că deja aveam oameni care considerau că e o mizerie de atunci, pentru că trebuie să mai fie și oameni din ăștia, altfel ne-ar fi prea ușor. Și am spus că scopul reușit și atins pe care l-am avut a fost să scot niște oameni de la televizor, de la orice ar fi la televizor, și să-i aduc într-o sală de teatru. Și sunt convins că prin felul în care este Godot, care e un pic atipic, pentru că e un cafe-teatru, am reușit să aduc acolo niște oameni din care poate, să sperăm, 10, 15, 20% au continuat drumul și au călcat după aceea și într-o sală de teatru. Poate că pentru ei așa a fost mai ușor să se deschidă spre această lume. Nu pot să mă gândesc la ziua în care voi închide Godot, adică e ceva... Nu pot. Am încercat atunci când s-a dat legea cu Bulina. Mi s-a făcut puțin rău și am zis că trebuie neapărat să abandonez gândul, pentru că nu știu să pun punct, să zic gata, un actor, ar trebui să plec 3 ani de zile, măcar într-un pelerinaj pe undeva, ca să fiu singur, ca să pot face asta. Aș simți că dezamăgesc prea mulți oameni, aș simți că deja nu e responsabilitatea mea să-l țin acolo. Adică e responsabilitatea mea, dar nu îl mai țin acolo pentru mine, nu e pentru umanitate, nu e pentru nimic. Deci nu o facem ca să ne facă cineva vreodată o statuie, o facem pentru că eu n-aș putea să mă mai opresc. N-aș ști ce să le zic celor 200 de actori cărora le dau bani de o pâine și de ce mai am nevoie. Deci nu pot să-mi imaginez. Există, iată, există și teatre care, într-adevăr, nu fac, țin foarte mult la o anumită conduită și nu scad nivelul. Fiecare teatru în sine lui se simte că el nu scade nivelul. Ți-am spus, și ușele sunt întotdeauna la alții, niciodată la noi, nici ca actori. Dar luptăm cât putem și, cum înțelegem, luptăm împotriva lor. Dar cred că există un teatru bun și mai puțin bun, pentru că mă doare inima să zic prost, și în teatru de stat și în teatru independent, și el va continua să existe. Pentru că ce e bun pentru mine, nu e neapărat bun și pentru tine. Am văzut de la același spectacol ieșind oameni extaziați cu oameni care ceau ce-i porcăria asta. Așa că pentru unii e mumă, pentru alții e ciumă, pentru unii șușă, pentru alții merită dusă la festival. Uite ce facem noi și care e lupta noastră, și aici mă întorc la complimentul pe care ne l-ai adresat și spun că mulțumim doar părțim cu toți, ca actorii care joacă și cu toți regizorii care au montat la noi. Absolut. Adică noi am făcut un spațiu, dar ei l-au umplut cu magie. Nu mai știu ce vreau să spun. Da, lupta asta, deci, nu lupta noastră împotriva șușilor, lupta noastră împotriva șușilor și împotriva teatrului mai puțin bun, se dă în felul următor. Ai terminat anul trecut, eu îți dau șansa să arăți cât ești de bun. Tu trebuie să arăți cât ești de bun. Eu am cam făcut tot ce am putut. Mai pot după aia să te judec și să spun poți să continui sau nu poți să continui. Dar noi așa luptăm. Noi avem două scene, noi doi, pe care lăsăm niște oameni să-și dea măsura talentului. Și poate că unii dintre ei nu vor ajunge mari actori, poate unii dintre ei se vor lăsa după o vreme, dar în mod sigur, peste 20 de ani, vom vorbi de un actor foarte, foarte mare, care poate a jucat prima oară la teatru de artă sau la Godot. Și așa luptăm împotriva... Cred că asta a fost împotriva. Luptăm alături de o generație, să-i lăsăm să-și arate munca și să-i lăsăm să iasă în lume. Înainte de Revoluție am fost doar la teatru de păpuși. Aveam 8 ani jumate. Am auzit că, da, și din ce se văd înregistrări, nivelul nu a crescut. Pentru că niciodată când crește numărul, nu poate să se păstreze calitatea. Adică, ea se diluează. Sigur, vor fi, adică, față de două teatre din care unul e bun și unul slab. Când ai 20, sunt 10 bune și tot e un avantaj, știi? Adică, el se diluează, dar și crește numărul producțiilor de calitate.